Bine v-am găsit, dragii mei nesuși parfumați, bine ați venit din nou la Nastănas, primul și singurul canal în România destinat exclusiv recenzilor de parfumuri, dar și parfumerie în general. Astăzi a venit rândul unui video cu parfumerie în general și la Mirabila Miercuri, ca de obicei, facem un raport pe o sticlă vintage. Dacă rapoartele mele în general sunt fotografice, astăzi îl filmez pentru că trebuie să vă arăt un aspect esențial al acestei sticle pe care o aveți în față, care o face, din punctul meu de vedere, să fie în topul tuturor designurilor industriale pe care mi-au picat mie ochii aici. Aici nu mă refer numai la design de sticle de parfum, ci și la tot ce înseamnă obiect utilitar. Aveți în față o sticlă de sotovoce de la Laura Biagiotti, pe care probabil o știți mulți. Cunoașteți și firma foarte mulți, pentru că e o firmă care s-a ridicat în anii 90 sau care s-a consacrat, cel puțin pentru noi, pentru români, și mai ales în estetica olfactivă, prin anii 90. Ne-am deschis cu toții nasul în revistele alea Amica și mai știu ce mai erau, care aveau stripurile parfumate pe care le miroseam. Pentru noi, parfumeria italiană cred că rezonează foarte ușor, pentru că nu este aspirațională și e ușor de iubit, e frumoasă, e prietenoasă. Așa că și ăsta pică în aceeași găleată de parfum cu minte, parfum ușor, parfum fructat, prietenos, dulceag, dolce far nientic, așa. Foarte italian ca stil, dar și ca execuție. Iar în concept, sotovoce e adaptat din teoria muzicală. Sotovoce înseamnă vocea a doua, pentru cei care n-au făcut muzică sau cărora nu li s-a explicat care treaba cu vocea a doua. Vocea a doua înseamnă o a doua linie melodică pe care cineva o cântă în acompaniament, ca să susțină și să îmbogățească linia melodică principală. E un fel de backing vocals, dacă vreți. În general se cântă cu câteva tonuri mai jos sau mai sus, dar în general mai jos. În general e la terță, dar se poate și la cvartă și la quintă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, e o linie melodică de susținere a cântecului principal, cântat principal sau interpretat instrumental. Corurile pe mai multe voci sună mai bogat, așa. Cu alte cuvinte, sotovoce nu reprezintă o chestie conceptual care să-ți ia ochii sau nasul sau urechile. Teoretic, e o treabă care se aude pe fundal ca să susțină un moment, nu neapărat ca să-l definească. Și parfumul se potrivește perfect cu noțiunea asta. E făcut de Sofia Groisman, care a făcut foarte multe parfumuri bune, fructato, dulci, florale, legere, așa, italienești de anii 90, de vacanță, miroase a vacanță. Și nu s-a dezmințit nici în formula asta. Dar ce vreau să vă arăt este sticla. Sticla, așa cum am spus, mi se pare una dintre cele mai deștepte chestii pe care am pus eu ochii. Cred că m-a arătat-o accidental pe la capturi, pe la, nu știu, în alte ocazii, dar vreau să vă explic mai pe îndelete și să vă arăt toate aspectele care mă fascinează pe mine la ea, pentru că în afară de sticla lui Sorcinelli, care are drept concept un cutremur și se numește epicentru și are o sticlă care vine într-o cutie fixată cu un arc, astfel încât când o deschizi, sticla tremură, chestie care mi se pare foarte deșteaptă. Asta este cealaltă sticlă despre care știu eu că îndeplinește atâtea funcții și care se potrivește atât de bine cu ideea și conceptul parfumului. Sticla a fost făcută de Peter Schmidt. E un designer născut prin anii 30, la sfârșitul anilor 30, în Germania, dar care a activat foarte mult și în Marea Britanie. E și are o carieră foarte, foarte lungă de design modern și industrial. Design utilitar. Adică a făcut publicitate, a fost director creativ pentru agenții de publicitate pe vremuri. A făcut design de produs. A făcut și parfumuri. Câteva parfumuri de pe la Gucci sunt făcute cu el în rolul de director de creație.
A fost publicist, a scris cărți, a făcut design de teatru, de scenă, scenograf. A făcut design de interior și a avut foarte multe, cum se cheamă, galerii, târguri și așa mai departe. A făcut design digital pentru mai multe proiecte de caritate. A scris și, printre altele, a făcut și design de sticlă. Stați că trece trenul. Mă rog, metrou. Printre altele, a făcut și design de sticlă. Unul dintre designuri făcut prin anii 80 pentru o firmă americană care se cheamă Jill Sander a câștigat nu știu câte premii de design la momentul respectiv și astăzi apare în MoMA la New York. Printre sticlele pe care le-a desenat, le-a proiectat, le-a gândit, a fost și asta și încă vreo câteva de la Laura Biagiotti. Probabil că știți și sticlele alea care arată ca o coloană și care se numesc Roma și bărbătești și de damă. Sotto voce arată ca o lăută. Dacă nu știți ce e o lăută, gândiți-vă la Barbu Lăutaru, la cobze, la mandoline, la chiar și la o chitară, dacă vă vine mai la îndemână. Partea din față este, așa cum o vedeți, mai plată. Partea din spate copiază curbura aia a cutiei de rezonanță din toate instrumentele din familia lăutelor. Iar chestia care mi se pare mie foarte deșteaptă și despre care probabil că am mai zis cuvinte la un moment dat sau altul, este treaba din vârf. În loc de capac, avem furca asta, care intră în dop, în gâtul dopului, de fapt, în manșon, prin două găuri pe care le vedeți aici, ia ca așa. Furca asta are și ea niște caneluri care să o oprească și care o fac să facă click, ia ca așa. Iar când o scoți, furca nu e altceva decât un diapazon. Pentru cei care nu știu ce e diapazonul, diapazonul e o sculă foarte simplă și foarte utilă celor care fac muzică, de la profesori până la instrumentiști, directori de cor și așa mai departe, pentru că dă tonul. E un instrument care te ajută pe tine, indiferent că ești de bun muzician sau muzicant, să prinzi un ton pe care să-l dai și celorlalți, ca să nu pornească fiecare pe altă notă, da? Mai ales la cor, unde poți să ai o ureche foarte bună, dar dacă n-ai ureche pitch perfect, ureche impecabilă, care se întâmplă, nu știu, 0, nu știu câte cazuri din 1000, atunci ai nevoie de ton ca să știi că pornești pe aceeași notă cu toată lumea. Ei, chestia asta funcționează foarte ușor. Diapazoanele, în general, dau nota la. Eu nu am ureche perfecte, deci nu știu dacă ăsta este la sau altceva. Știu că din când în când se mai găsesc și diapazoane pe altă notă, care dau altă notă atunci când le lovești. Și ca să vă arăt cum funcționează, am scos microfonul meu de aici. Uite așa. Funcționează de așa. Chestia care mi se pare foarte, foarte, foarte altfel și deșteaptă. Fiți atenți. Se aude? Deci un diapazon funcțional. Cea mai deșteaptă găselniță pe care putea cineva să o, nu știu, să o includă într-un design de sticlă de parfum. Mi se pare o treabă, nu sinestezică, dar aproape. Îmbină mai multe simțuri în același concept. Și adaugă un aspect funcțional unei sticle care altfel ar fi o sticlă de parfum ca toate celelalte. Și cu asta vă las. Ne vedem săptămâna viitoare.